Templul lui Dumnezeu. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. A doua Corinteni, capitolul 5 cu versetul 15. Omul este lucrarea lui Dumnezeu, capodopera sa, creat pentru un scop înalt și sfânt. Dumnezeu vrea să scrie legea sa pe fiecare parte a tabernacolului omenesc, fiecare nerv și fiecare mușchi, fiecare înzestrare mentală și fizică trebuie păstrate curate. Dumnezeu dorește ca trupul nostru să fie un templu al Duhului Său. Prin urmare, cât de solemnă este responsabilitatea care ne revine? Dacă ne întinăm trupul, ne facem rău nouă înșine și mai mult le facem rău multor oameni. Hristos a murit pentru ca prin El, chipul moral al lui Dumnezeu să fie restaurat în omenire, pentru ca bărbații și femeile să poată fi părtași firii dumnezeiești după ce au fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Nu trebuie să folosim niciuna dintre capacitățile ființei noastre pentru satisfaceri egoiste, întrucât toate capacitățile noastre sunt ale sale și trebuie întrebuințate spre slava sa. Casa omenească, zidirea lui Dumnezeu, necesită o veghere atentă și vigilentă. Putem exclama împreună cu David: sunt o făptură așa de minunată. Opera lui Dumnezeu trebuie păstrată pentru ca universul ceresc și neamul căzut să poată vedea că bărbații și femeile sunt templele viului Dumnezeu. Desăvârșirea de caracter pe care o cere Dumnezeu înseamnă să-ți pregătești întreaga ființă ca să fie templul în care să locuiască Duhul Sfânt. Domnul cere slujirea întregii ființe. Nu este suficient să folosim doar anumite părți ale organismului. Toate părțile corpului trebuie puse la locuri. Viața fizică trebuie instruită, cultivată și dezvoltată cu grijă pentru ca, prin bărbați și femei, natura divină să fie descoperită de plin. Dumnezeu se așteaptă ca oamenii să-și întrebuințeze intelectul cu care au fost înzestrați. El se așteaptă ca ei să pună la lucru pentru El capacitatea de a raționa. Ei trebuie să-i oferă conștiinței întâietatea cuvenită. Capacitățile mentale și fizice, împreună cu sentimentele, trebuie cultivate în așa fel încât să atingă cel mai înalt nivel de eficiență. În acest fel, Hristos va fi reprezentat înaintea lumii. Este Dumnezeu mulțumit când vede cum omul își neglijează vreunul dintre organele sau capacitățile cu care l-a înzestrat, le întrebuințează greșit sau le lipsește de sănătatea și de eficiența de care ar trebui să se bucure? Atunci cultivați credința. Aveți curaj și învingeți orice obicei care întinează templul sufletului. Suntem cu totul dependenți de Dumnezeu, iar credința noastră este întărită atunci când credem, chiar dacă nu înțelegem scopul pe care îl are Dumnezeu cu noi sau consecința acestui scop. Credința ne îndreaptă spre lucrurile viitoare și ne pune la dispoziție puterea care ne poate face desăvârșiți în El. Amin.